seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația, prima, de fapt, din anul 2019. Și începem în forță acest an, dar cu un subiect care a fost foarte important și în anul trecut și va fi cel puțin în următorii 2 ani, pentru că la noi centenarul ține 3 ani, așa cum au stabilit autoritățile, dar au, să zicem așa, și susținere istorică și poate vorbim și despre asta în această seară. Avem plăcerea să fie în studioul nostru domnul profesor Gabriel Sarcină, cel care în cursul anului 2018 a început un proiect vast, un proiect, a spune eu, unic în istoriografia gorjană pe subiectul Primul Război Mondial. A adunat tot ce înseamnă documente în arhivele locale despre acest eveniment, le-a adunat să zicem așa, între niște coperți, de fapt doar primul volum a apărut. O să aflăm astăzi mult mai multe despre ce se întâmplă cu volumele următoare și de fapt ce tezaur se ascunde între aceste coperți. Cum spuneam, este alături de noi domnul profesor Gabriel Sarcină, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră și privitorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru introducere. Ea este întemeiată și dintr-un alt punct de vedere. Din câte știu eu, nu există un alt asemenea proiect, nu neapărat pe subiectul ăsta, ci pe alte subiecte istoriografice, de asemenea dimensiuni. Și cred că este cea mai importantă realizare istoriografică dedicată Primului Război Mondial pe acest segment, acela de a valorifica documentele de arhivă. Pentru că trebuie să înțelegem, de la simplu cititor și până la profesorul de istorie, n-are toată lumea timp să ajungă în arhive. Așa că e mult mai simplu să ajungă într-o bibliotecă să facă rost de carte sau să-și procure această carte. Dacă vreți, asta a fost și una din ideile mele până la urmă, ca să nu exagerăm, așa un fel de arhivă mobilă. Nu e ușor să mergi zi de zi la arhive, cu siguranță. Însă eu zic că e foarte utilă această lucrare. De asta, până la urmă, de asta am și pornit la drum. A fost un demers de durată, de anduranță, sunt câțiva ani de atunci, că mi-aduc aminte undeva prin 2013 am început cercetările și cred că mi-a luat câteva luni bune doar să identific bibliografia în fondurile respective. Arhivele sunt foarte bine structurate pe fonduri, adică ce înseamnă un fond? Să luăm spre exemplu protoieria județului Gorj. Acolo găsim informații despre bisericile din județul Gorj. Sigur, care s-au păstrat. Nu s-au păstrat toate, din nefericire. Sau prefectura județului Gorj. Mergi pe fondul respectiv și fiecare fond are un inventar și îți iei informații. Dar trebuie să știți că am găsit informații întâmplător, în dosare care nu apăreau referiri despre Primul Război Mondial, despre județul Gorj și uite, totuși am avut șansa, întâmplarea. Și cred că mai este ceva, apropo, legat de documentele din arhive, sunt fonduri care nici acum nu sunt studiate și bănuiesc că în momentul când vi s-a dat la cercetare a fost numerotat, identificate anumite lucruri. De asta am spus mereu și am apreciat pe cei de acolo, de la arhive, dosarele care le luam în premieră, care nu mai fuseseră cercetate de nimeni, ele trebuie verificate de cei de acolo și trebuie, într-adevăr, numerotate. Ori, gândiți-vă la un dosar de 1000 de pagini, cât timp ia cuiva de la arhive de acolo ca să-l numeroteze. De fapt, proiectul acesta pe care îl derulați are și meritul, deci nu înseamnă doar că ați identificat documentul într-un dosar de arhivă. De fapt, de acolo procedura este destul de greoaie. Ce faceți cu documentul până a ajuns să-l vedem între coperțile unei cărți sau pe un CD, pentru că a apărut această carte și probabil următoarele vor apare și în format electronic, deci pe un CD, iar o noutate pentru Gorj. Cu siguranță, dacă aș fi stat să iau fiecare document la mână, în sensul să-l transcriu pe hârtie și apoi să-l introduc în calculator, s-ar fi prelungit cu mult apariția acestui prim volum. Merg acolo, fac fotografii, legea îți dă voie.
la acest lucru și apoi în schimbul unei taxe, sigur, da? Și acolo apoi acasă le transliterez pe calculator. O altă muncă. Și după asta urmează poate și ce este și mai greu, sistematizarea, punerea într-o anumită ordine ca să înțeleagă și aducerea la... Nu, cititor, pentru că sunt unele lucruri pe care, să zicem, specialistul le poate identifica, dar cititorul simplu ar avea mari dificultăți să parcurgă documentul respectiv. Din ce am văzut până acum, am putea să împărțim, din ce am strâns eu, în patru categorii documentele, adică scrise de mână, dactilografiate, tipizate și tipărite. Cele scrise de mână sunt cele mai greu de descifrat și de transliterat. Sigur, nu toate. Sunt unele care îți încântă ochiul, caligrafia respectivă, în special cele elaborate de către autoritățile bisericești, dar și de instituții la nivel județean, gen, nu știu, prefectura, primăriile. Iar cele dactilografiate sau cele tipărite nu sunt. Însă mai sunt și alte probleme, ce alte dificultăți, ca să spun așa, am întâmpinat. Am și subliniat în nota asupra ediției. Dosarele sunt cu sute pe margini. Filele din dosar, ca să nu se piardă, cred că asta este logica, sunt cu sute. Ori nu ai voie să desprinzi acele file din cusătura respectivă. Și se poate să lipsească, adică să nu se vadă sub? Sunt îndoite și pierzi din informație. Pierzi din informație. La un dosar foarte mare, gândiți-vă ce nu poți să... Nu-ți dă voie legea să le separi. De asemenea, sunt documente care au ștersături. Sunt pătate, sunt rupte parțial sau mai mult. Sau cele, scrisul acesta făcut cu cerneală, cum se folosea în vremea aceea, a dispărut la un moment dat, s-a mai dus din el, e posibil să nu se vadă anumite cuvinte, anumite informații. De asta am și spus în nota asupra ediției. Eu am și, de altfel, la fiecare document în parte, unde nu am putut să descifrez, am făcut trimitere la notele de subsol. Ceva de genul lecțiune incertă, loc șters în original, da, sau posibil. Sunt diferite scrisuri de mână care sunt greu de descifrat, dar până la urmă face parte din plăcerea. Eu muncă de, practic, pentru acest volum a fost vreo 5 ani de muncă. Dacă începem cu 2013... Da, 5 ani pentru documentare, să spunem. Da. Dar asta nu înseamnă zi de zi. Nu, oricum, este... e o muncă destul de mare. Eu, cum să zic, sigur că te bucur când auzi astfel de aprecieri, dar, și intrăm pe firul discuției efective, gândiți-vă ce suferințe au îndurat cei de acum 100 de ani, nu? Și ceea ce am făcut eu pare floare la ureche. E un omagiu important adus celor care s-au verificat. Tocmai asta am și dorit și o să avem timp să discutăm și pe parcursul întregii emisiuni, da? Două motive întemeiate am avut, două principale, ca să spun așa, pe lângă faptul că noi știm asta de la școală, ambii avem această calitate, istoria ne învață să repetăm greșelile, să nu repetăm greșelile trecutului, dar în primul rând eu am vrut să arăt cât de importantă este istoria locală în ansamblu istoriei naționale. Și de asemenea m-au frapat suferințele celor rămași acasă în teritoriul ocupat. Am spus și la lansarea volumului acest lucru, în niciun caz nu vreau să minimalizez rolul militarilor, cei care au luptat pe front, era datoria lor, bărbați trebuia să apere țara. Însă și cei care au rămas acasă au avut mult de suferit. Și o să vedeți acest lucru în cel de-al doilea volum, o să se vadă și mai mult. În fiecare comună a întocmit statistici cu orfanii de război. Și vă dau o informație în premieră pentru Bălești, că știu că vă e dragă. Au fost 61 de copii orfani care și-au pierdut tatăl în primul război mondial,
vreo 78-79, tot așa, nu știau nimic despre tată, adică nu le-a venit, dispărut, nu le-a venit extractul de moarte, că asta-s confirma, a murit sau nu a murit. Și 11, ambii părinți morți. Sigur, nu se face precizarea dacă mama a murit din cauza războiului, dar tatăl sigur a fost în război. Adunându-i undeva la 140 și ceva ajungem. Eu sunt la liceu la Peștișani, eu acolo activez. Pentru Peștișan, care nu era comuna din zilele noastre, și aici e o altă discuție. Cum nu era nici Băleștiu. Da, 208 copii orfani, primul război mondial. Enorm. De asta spun, așa zisele suferințe prin care am trecut eu în elaborarea acestui volum, sunt minimale în comparație cu bine, ceea ce au suferit. Bine, suntem după 100 de ani de la evenimente, da. Și să zicem... Da. Problemele, dificultățile sunt altele la nivel contemporan față de ce era acum. Pe mine m-a motivat acest lucru, m-a motivat. Sigur că nu e ușor, sunt sute de ore în care am trebuit să tehnoredactez la calculator. Nu este ușor. Nici noi nu avem un timp atât de mult. Eu mi-aș dori să am timp să cercetez foarte mult, dar din păcate... Nu se poate. Astea sunt realitățile. E profesorul de istorie care trebuie să-și facă datoria și la școală. Da, da. Mie chiar îmi place la școală, în fața copiilor. Eu mă simt extraordinar. Dar în același timp vreau să scot și în evidență prin ceea ce au trecut cei care acum 100 de ani nu au pus ceea ce noi zicem mereu România mare. România mare care știm că nu mai există astăzi. Cea de acum 100 de ani. Da. Dar o sărbătorim ca atare și cu sincopele de rigoare ale autorităților în general, s-au făcut și lucruri bune în anul 2018 legate de centenar și, cum spuneam, unul din lucrurile bune, cel puțin aici la Gorj, este și proiectul Mărturii despre județul Gorj în primul război mondial, ediția de documente pe care o avem aici. Trecând peste povestea proiectului, ne-am propus ca în această seară să ne întoarcem în istorie, în urmă cu 100 și ceva de ani, deci în perioada aceea, perioadă grea pentru România, 1916-1919, ca dacă merge și cu varianta cu Ungaria, și bineînțeles, din ce am văzut volumul, merge și în anii de după puțin și ne lămurește unele lucruri, ceea ce înseamnă că munca, una e să cercetez doar cei 2-3 ani de război și alta să cercetăm și restul. Și o primă întrebare referitor strict la... nu găsim decât doar amintit, cel puțin parcă este într-un sau două documente, din ce am parcurs și eu ce m-a cinstit, mai mult ce m-a interesat cu adevărat, sau pentru tema cercetările mele, am văzut totuși că nu mergem și varianta 1914-1916, pentru că totuși era o perioadă interesantă. E adevărat, găsim câte ceva trimiteri în cărțile domnului Nichifor, dar pe documente direct de la Gorj nu avem o asemenea întreprindere. Haideți să vă răspund sincer. Naivitatea mea, în momentul în care m-am apucat să strâng documente, am zis, merg pe 1916-1918, cât timp să-mi ia, într-un an de zile o să reușesc să... Pe surprinderea mea, tot cercetând, cotrobăind prin arhive, și o să vedeți în volumele care o să mai urmeze că și la 1977, de exemplu, se face referire la cei care au luptat la Mărești, Mărășești și Oituz. Ei, eu o să le strâng și acele documente. Apoi mi-am dat seama ce eroare. Sigur, mi-am dat seama, recunosc acest lucru, trebuia să fi început într-adevăr cu 1914-1916. Da. Bine, nu e timpul trecut, adică după ce epuizați subiectul ăsta, puteți să vă întoarceți și cu momentele premergătoare intrării României în război. Eu sau oricare altcineva. Cu siguranță, dar având în vedere experiența și puterea de muncă, poate fi o idee. M-am uitat pe ceva fonduri, nu avem documente, din ce am văzut, sigur. Trebuie luat bucată cu bucată și văzut, exact. Adică bucată cu bucată ce înseamnă? Dosar cu dosar. Da. Și se pot găsi și pe la alte, cum spuneam, și la alte fonduri, se pot găsi informații importante. Sunt convins că nu numai la arhive sunt documente de primul război, sunt la muzeu, sunt convins de acest lucru. Chiar am văzut
anul trecut, nu mai știu când am avut un cer, la Colegiul Tudor Vladimirescu, au un muzeu acolo și acolo au ceva documente, sigur, trebuie strânse. Acum trebuie timp, pasiune și răbdare. Pentru că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, da, cum spune un contemporan. Da. Haideți să ne întoarcem în timp. Cum se înfățișa Gorjul la momentul, cum spune un alt romancier, ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, să spunem așa. Deci, la momentul august 1916, cum arăta Gorjul la vremea aceea, din ce ați găsit dumneavoastră? Păi am un prin document acolo, excede puțin, e din iulie 1916, deci cu o lună înainte să intrăm noi în război, în care, sper să nu mă înșel, primăria Târgu Jiu făcea apel către locuitori să strângă ciorapi, cămași, cămăși, efecte de astea pentru soldați. Deci știam că intrăm în, ne pregăteam. Eu mi-am pus ne pregăteam, dar trebuia să știm de 2 ani de zile lucrul acesta, nu? Pe mine m-a frapat acest lucru și chiar am în studiu, acum lucrez la un studiu despre distrugerile suferite de arhive în timpul primului război mondial. Și acea situație a fost luat pe nepregătite. Deși războiul începuse cu 2 ani aproape înainte, noi am fost nepregătiți. M-a frapat o idee și nu știu dacă se regăsește și în documente, și anume, avem memoriile a 2 învățători, unele publicate Idă Isac, da, cealaltă Petre Popeangă, în curs de publicare, în care îi spun, apropo, de chiar de noaptea respectivă, faptul că, deși se știa că ne pregătim și că s-ar putea să intrăm, practic soldații noștri aflați pe creste, gata oricând să treacă, în ziua respectivă, noaptea, deci pe 15 august, nu erau la unitate, erau pe acasă, era o duminică, erau toți pe acasă, urmând să ajungă seara, și noi practic am început atacul pe 16 dimineața, față de cum trebuia să se întâmple prin alte locuri. Asta arată cumva și lipsa de pregătire, ca să nu mai vorbim de armament și alte chestii. Sigur, era greu să spui cu 2-3 luni înainte, pe 15 august noi o să declarăm război Austro-Ungariei. Eram amatori și așa am fost. Dar totuși, măcar militarii, da, trebuia să fie... nu trebuia să le spun, trebuia să primească consemn, să fie în garnizoană. Deci erau variante. Într-un fel de asta și regret că nu am abordat și perioada 1914-1916 ca să am o privire de ansamblu. Dar urmează studii mai concrete, viața merge mai departe și o să sau vine altcineva, am deschis o cale. Cu siguranță ideea... Dar asta trebuie să reținem, că sigur noi, momentul în care am în 1914, când ne declaram acea neutralitate, nu? Unii zic expectativă armată, cert este că noi nu am intrat în război, deși știam că o să intrăm, pentru că altfel nu se făcea România mare. Ei, momentul ăla noi trebuia să ne pregătim. Sigur că era greu în 2 ani de zile să recuperezi ceea ce... Asta cu expectativă armată de care se tot vorbește, se și folosea la un moment dat ca formulă, nu știu cât este de adevărată, în condițiile în care, din momentul când am intrat în război, am constatat că suntem foarte slab în armați față de adversari și că nu suntem pregătiți de ce ne aștepta trecând munții în Ardeal. Ați făcut referire la memoriile lui Petre Popeangă, nu? Da. Nu acolo se spune că nu erau ofițeri inferiori, adică existau ofițeri de la capitan sau la maior în sus, dar nu existau, și de asta au și mobilizat învățătorii. Da? Bun, da, se știa deja. Deci... Nu, asta putem să venim ca argument că s-a știut de pregătire, deci în 1914 și 1915 școlile de suboficieri de la Severin, școala de la Severin a pregătit, și numai Severin, au fost mai multe locuri în țară, a pregătit pe învățători să devină suboficieri. Și, de fapt, ei au și condus. Apropo de situația regimentului 18 Gorj, în prima zi de luptă, practic, din cele 4 batalioane, 3 erau conduse de învățători. Cât i-au pregătit oare? Puteau să rivalizeze, să concureze cu un ofițer de carieră? Cu siguranță nu. De asta am și avut niște lacune. Ăsta e și rolul nostru. Noi nu spunem cu pătimire, cu noi spunem ca să se aibă în vedere și în viitor, în prezent, să știm aceste lucruri.
Acum revenind la momentul intrării în război, da, s-a tot spus despre mergerea, trecerea Carpaților de către armata română. Pe noi ne interesează mai mult județul Gorj, ce se întâmplă cu el. Am găsit un județ de graniță cu sigur, dușmanul. Sigur, foarte important. De graniță în contextul în care Transilvania nu făcea parte din România. Am găsit un document în care se spune că prin ordinul 4667, deci 4667 din 1916, cei din Târgu Jiu, deci Târgu Jiu, primește ordinul de evacuare. Adică locuitorii, autorității, locuitorii nu plecau toți, dar autoritățile în general. Da? Undeva la sfârșitul lui octombrie, da, cu două zile înainte, undeva la 1 noiembrie intră germanii în Târgu Jiu, da, deci da. S-a dat cu o zi, două. Sigur, este acel episod de la podul Jiului cu acele... Din prima bătălie, da? Sigur, în care noi am reputat un succes, puteam să-i spunem un succes, a avut un rol important și comisarul Popilian și ceilalți. Trebuie menționat, sigur, n-a fost o armată... Poate momentul de la podul Jiului arată de ce e frumoasă istoria până la urmă. Pentru că acolo n-a mai fost vorbă nici de, nu știu cât, ce tactică militară, nu știu de ce. A fost eroism efectiv și a fost conjunctura favorabilă din acel moment. Mă refer favorabilă la pod, pentru că, per general, gândiți-vă, unde se întâmplă ca... două unități militare germane, bine înarmate, să fie oprite de câțiva civili și slab înarmați și cu vârstă, adică liceeni și bătrâni și pensionari. Ținând cont și ce armament au avut ai noștri în dotare, sigur, da. Dar de-a lungul veacurilor pe noi natura ne-a ajutat mereu. Adică am știut să profităm. Da, și în același timp ei n-au, e adevărat că nici noi n-am știut ce ne așteaptă și ce avem în față. Dovadă dispariția de la comanda generalului Kulcher, a fost înlăturat, deși el spunea alte lucruri care erau adevărate, avea informațiile respective. În același timp, nici ei nu știau că la podul Jiului, dacă ar fi știut cine apără orașul, probabil nu s-ar fi întâmplat, adică n-ar fi dat înapoi. Păi undeva prin anii 30, comisarului Popiliani s-a luat un interviu și povestea că a luat niște arme de la muzeu. De pe la 1877, 78, 79 și... De acelea cu vergeaua. Da, și bubuiau captare și rapoartele nemților, ci că nemții ziceau că românii au un nou tip de armament, tunuri de mână. Nemai luptându-se cu noi, ei au crezut că avem ceva. Special. Dar ce m-a impresionat pe mine, sigur, gestul comisarului Popilian, dar și celorlalți, care n-au ezitat și au luat arma în mâini sau ce au avut și inclusiv acele femei mai tineri sau mai în vârstă care i-au ajutat pe ceilalți care trăgeau cu armamentul și, nu știu, le aducea poate apă sau gloanțe. Sau... Deci, inclusiv comisarul Popilian, gândiți-vă, n-a stat nici o clipă pe gânduri, ok, dar ce se întâmpla cu el dacă ocupau nemții, dacă îi învingeau sau cu ceilalți, cu siguranță că ar fi avut de suferit. Avem documente după aceea, Herman Solomon, de exemplu, un tinichigiu din Târgu Jiu, a luptat acolo. După ce ocupă germanii, este luat de germani, este arestat. După ce ocupă germanii Târgu Jiu, el a fost arestat. De ce? Cineva le-a spus nemților că a luptat acolo. Și povestește într-un, mă rog, e un document, îl regăsim, cred că, nu știu dacă în volumul 1 sau în volumul 2 va fi, în care el povestește prin ce a trecut. Da, și bănesc că clipe nu prea plăcute, mai ales, și folosim un eufemism, mai ales că Gorjul a suportat o ocupație destul de dură, poate mai dură decât în alte județe, din ce am găsit, și datorită faptului că aici s-a înregistrat și o rezistență militară și aici, de aici a derivat, să zicem, germanii ne-au tratat mult mai dur decât în alte părți. Și eram și fost la graniță. V-am spus cu acel studiu care l-am în pregătire cu arhivele, cu pagubele și la ce concluzie am ajuns eu. Eu cred că ei au vrut să ne dea o lecție nouă.
la un moment dat ne-au ars foarte multe documente din arhive. De ce? Ca să facă focul, să se încălzească. Și eu mi-am pus întrebarea în acel studiu, oare pădurile Gorjului chiar nu aveau lemne? Ba da, pentru că am găsit alte documente care ne spune, de exemplu, Ocolul Silvic Tismana, câți metri cub de lemn a mers apoi, le-au luat nemții ca să plece în Germania. Nu, ei au vrut să ne umilească, să ne dea o lecție, de mai ales că ei considerau că poporul român și implicit regele Carol I, nu, i-a trădat, având acel tratat cu ei. Da, puterile centrale. E explicabilă, să zicem, ostilitatea germanilor împotriva românilor, dar în același timp... Dacă vreți, putem să împărțim așa în două atitudini a germanilor. Pe de o parte sunt fapte execrabile, condamnabile, pe de altă parte sunt și gesturi sau lucruri care, nu știu, într-un fel ne-au ajutat. Putem să dăm exemple și într-o parte și din alta? Da, da. De exemplu, erau obsedați de curățenie. Sunt foarte multe ordonanțe date de administrația germană referitoare la felul că nu era ordine în oraș, în Târgu Jiu, și în tot județul. Chiar am un manuscris, Valeriu Opreanu a fost administratorul plasei Brădiceni. Da? Înainte să înceapă, să intre România în război. Numai că el rămâne în teritoriu, da, spre deosebire de alți funcționari care primesc ordinul să plece, el rămâne în teritoriu. E o adevărată epopee. Dar ne dă informații despre intervalul de timp septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 1916 și în lunile următoare. Deci sunt informații foarte, foarte importante, mai ales pentru mine care sunt din acea zonă. Tismana, Peștișani, Băleștiu, tot Șomăneștiu, apar multe informații. Acolo, de exemplu, era des admonestat comandanții germani, de regulă mai mergeau la Tismana, la mănăstire, și treceau prin satele de la Târgu Jiu înspre Tismana. Și îi reproșa că nu amenda pe primari pentru că erau șanțurile pline de noroi. Sigur, trebuie văzută și partea cealaltă. În război, șanțurile epidemie, cu boli, cu diverse lucruri care ei doreau să le evite. Toaletele erau obsedat, găsești ordonanțe în care se spunea cum să le și spele. Da, păi există documente în care se spunea la fiecare... un fel de directive trimise la comune, prin care le spuneau primarilor să urmărească să fie văruite casele, tot ce ținea de... grădini, astea, da. Fântânile, da, latrinele. Da. Inclusiv am găsit pe Târgu Jiu un document în care spunea gunoaiele unde să se ducă, erau acolo undeva pe malul Jiului cu un steguleț alb, unde trebuia să fie îngropate. Era strict interzis ca femeile să spele rufele în râul Jiu. Deci asta, să zicem, pe latura asta de învățare, să spunem așa. Hai, că de erau educație. Mai, de educație, că toți suntem la o emisiune despre educație. Da, uite, mi-aduc aminte, la un moment dat, la cazarma artileriei a luat foc. Și ce au constatat nemții, chiar au trimis o adresă, zice, trebuie să luați scară de incendiu, saca și să aveți și apă prin apropiere, că se întâmplă astfel de lucruri. Iarăși s-au dat ordonanțe pentru ca părinții să-și supravegheze copiii să nu umble cu foc. Să nu se dea foc la fân, la clăi de fân. Să se curățe coșurile caselor, coșurile de fum. Iarăși pentru a preveni incendiile. Și sunt și amenzi cei care nu se încadrau. Iarăși tot pe această linie, că e în vogă și în zilele noastre, ne place sau nu, câinii vagabonți. La Târgu Jiu, la Săcelu, primăriile respective au elaborat regulamente, da, pentru cei care aveau câini. Inclusiv s-a pus o taxă, aveai voie la un număr de 3 câini maxim să-l ai, cu zgardă, fiecare zgardă să fie unică, nu aveai voie să dai numele la alt câine. Deci foarte stricți. Sunt lucruri care, uitați, se repetă și în zilele noastre și parcă nu se mai rezolvă problemele respective.
Da, și poate că acele măsuri luate la vremea au evitat alte probleme luate de, mă refer, de sănătate acum sau ceva de acest gen. După ce a trecut prima perioadă, momentul invaziei, da, momentul când ei ocupă Gorjul, da? Apoi s-a trecut la administrarea județului. Ori ei aveau tot interesul ca lucrurile să meargă bine, nu? Inclusiv vaccinarea aceea obligatorie. Ce însemna o epidemie de, nu știu ce, variolă? Evident că îi afecta. Au fost foarte mulți gorjeni de-ai noștri care au fost trimiși la munci, la munci agricole, în județele de câmpie, unde trăia forță de muncă, nu? Deci, chiar am văzut o ordonanță, inclusiv copiii de la 14 ani, foarte meticuloși, nemții spuneau cât îi plătește la zi, cu... deci chestii... De asta am zis, asta e latura educativă. În schimb, a fost și în partea cealaltă, cu greșeli enorme, cu... V-am chiar spus, cu crime, violuri și alte lucruri. Da, dacă citiți, Jacques Constantinescu are o lucrare în 1919, cei de la arhive, atrocități germane, da. Chiar m-am gândit să fac un paralelism, să compar, da, informațiile date de Jacques Constantinescu, președinte la tribunalul Gorj, mă rog, cum erau împărțiți atunci, cu ceea ce am găsit acum pe arhive. Unele din informații le-am găsit. El ne dă acolo, de exemplu, informații despre comercianții din Târgu Jiu, care au, evident, ăștia erau mai bogați, li s-au confiscat casele. Bine, mulți dintre ei au plecat, unii erau mobilizați în război, alții au plecat, s-au refugiat în Moldova, dar li s-au pierdut tot. După ce se încheie războiul, chiar în 1918 nu se încheiasă, ei fac solicitări în instanță ca să li se ca să fie despăgubiți. Și acolo ne dă liste cu ceea ce au pierdut ei. Ei, astfel de informații le găsim și în Jacques Constantinescu. Dar, spre exemplu, am găsit în Jacques de Constantinescu, spune că la Brădiceni, când au ajuns Germania, au omorât acolo o femeie. De ce? Că n-a vrut să le spună unde s-a dus o companie de soldați români. Poate nici nu știa. Ei, pe arhive nu am găsit o astfel de informație. Ba chiar mai mult în momentul... Și e posibil să nu fie existat în momentul, să fi fost doar o hiperbolizare de autor sau ceva de genul, sau arhivele care prind în general varianta oficială să nu fi vorbit anumite lucruri. Acum nu pot să dau un răspuns cert. Da. De ce nu pot să-l dau? Pentru că nu avem toate datele. Certitudinea care este? Sau două certitudini. Arhivele au pierdut foarte multe documente după ce s-a încheiat primul război mondial, sigur, al doilea război mondial, dar și în perioada regimului comunist. E o discuție acolo cu Nicolaescu Plopșor, care a salvat nu știu câte tone de material de arhivă, dar nu aici vreau să spun. După ce se încheie războiul undeva în primele luni ale anului 1919, oficialitățile române, guvernul român, trimite în teritoriu mai multe modele, un model de fișă, să zicem, A și B, cu despăgubirile, cu pagubele pe care le-au înregistrat atât instituțiile, cât și oamenii. Da? Ori am găsit pe judecătoria Brădiceni, care avea în subordine, să zicem, mai multe comune din acea zonă, Poenarul crema pe președintele judecătoriei, care spune că acolo nu s-a înregistrat nicio crimă. Deci e posibil să fie doar genul ăsta de știri de fake news, cum se vorbește acum. Trebuie să înțelegem pe cei care au trecut pe atunci. Nu este ușor. Nu este ușor să treci printr-un război. În momentul, v-am spus de acel Valeriu Opreanu, cum descrie în momentul în care nemții coboară de pe munți și intră în satele prin Peștișan, peste munte, se poate ajunge la Hunedoara, în județul Hunedoara. La Vulcan. Da, în zona aceea. Da. Populația cum pleacă cu carele, cu copii, cu bunuri pe care, și plecau în băjenie, nu știa unde. Și el încerca să îi convingă să se întoarcă, unde să se ducă. De obicei, și aici are un paradox, noi când am avut probleme, noi românii, de-a lungul istoriei, ce am făcut? Ne-am retras spre munți. Ori de data asta pericolul venea din munți. Da. Și nu am mai avut unde să ne ducem.
Da, apropo de și de acea carte, dar și de documente, perioada de ocupație a fost una grea pentru gorjeni, au suportat foarte multe privațiuni și dacă vorbeam mai devreme de partea, să zicem, educativă până la urmă, în care ocupantul german al puterilor centrale, practic, erau mai multe forțe aici, da, ne-a da. Dictat anumite lucruri, dar care până la urmă s-au dovedit pozitive, au fost și momente mai puțin plăcute, gen, aminteați mai devreme, faptul că au fost devastate magazine, s-au făcut, există chiar la Jacques acea poveste, s-au făcut toaletă în centrul casei și practic dărâmai și etajul și parterul, dar în același timp, în multe comune s-au înregistrat probleme mari, au fost confiscate lucruri, foarte multe au fost omorâte chiar animale și alte lucruri ca pedeapsă, au fost pedepsiți unii locuitori care erau, au fost omorâți chiar alții, să nu uităm momentul cu gorjenii uciși la turnul Severin, în cazul cu Victor Popescu. În același timp avem, apropo de momente de ale, lumea, și asta vreau să reliefăm în cele ce urmează, viața a continuat, Gorjul a continuat să existe și în această perioadă. Și încep cu o variantă, cu o, să zicem așa, deși nu e anecdotă, e chiar adevărul, primarul de atunci al Târgu Jiului a rămas în continuare la Târgu Jiu. Constantin Bălănescu, deci el pleacă în momentul în care orașul este ocupat, dar am găsit documentul în care, sigur, poate era bine să spunem de la început. Ce se întâmplă în momentul în care germanii ocupă sudul României, până la urmă, nu? Da. Guvernul, parlamentul, toată lumea merge în Moldova, România se restrânge la capitala, la Iași, nu? Ce se întâmplă? Păi vine acea administrație militară germană, da? Care ocupă întregul teritoriu și încearcă să-l administreze. La nivelul județului Gorj, se înființează așa numita comandantura districtului Gorj. Da? Cam exact, nu știu, nu am informațiile exacte să spun dacă respecta granițele județului sau... La un moment dat apare pe documente comandantura districtului Gorj 2. Posibil să se fi împărțit, să fi luat simt, și... Da. De asta, neavând întreaga documentație, nu mă hazardez. La nivel de Târgu Jiu, sau Târgu Jiul a fost condus de comandantura etapei 264, germană, exclusiv. Dar la nivel de comune au venit cu așa numitele Ortscomandanturi, comandantură de comună, așa într-o traducere apriorică. Ei, dacă aceste comandanturi erau germane, astea de comună mai erau și austro-ungare. Da. Ei, ei ajung la concluzia, după ce trece momentul invaziei, ce facem cu teritoriul. Deci interesul lor era să stabilizeze teritoriul ocupat. De ce? Să-l exploateze, în primul rând. Sigur că da, noi nu suntem naivi să spunem că ne-au cucerit ca să ne educe și nu, cu siguranță, nu. Da. Sunt și unele măsuri, dar nu, s-a jefuit la greu. Pe lângă victimele, oameni și ce au fost pagume incomensurabile. Și s-a văzut apoi prin tratatele de pace ce despăgubire a cerut România. De ce spuneam acest lucru? Apropo de primarul de atunci, lăsat și împreună cu fruntașii orașului care au rămas la Târgu Jiu și care au trebuit să colaboreze cu ocupantul, era acel moment în care răspundeau dacă s-ar fi declanșat incendiile, ei răspundeau cu totul. Și în momentul când se dea alarma de incendiu, de multe ori ofițerii germani la un chef dădeau alarma că ăștia să alerge ca în primul să-i umilească. Rând. Da, să-i umilească. Deci asta a fost... Târgu Jiu a avut un primar, cel puțin din ce am văzut pe documente, Constantin Bălănescu, foarte priceput, adică și în timpul ocupației a știut, se văd numeroasele adrese pe care le-a trimis administrației germane, cum discuta, cum încerca, spre exemplu, la sărbători, să fie de acord să mărească rația de carne pentru populație.
Da, se găsește, am găsit un asemenea document, da, în volumul dumneavoastră. Da. Dar este real ce a spus, după un chef mai prelungit, da, ofițerii germani, ca să se amuze, dădeau alarma că nu știu ce fân arde, arde, da, și de ce fugeau oficialitățile române. Ei răspundeau. Ei răspundeau. Ar fi suportat, da, consecințele, da, dacă... Sunt și alte documente care ne arată că i-au înjosit pe ai noștri. A fost, uite, chiar ieri am găsit la arhive, n-am apucat să-l citesc, era și în limba germană, în 1928, deci la 10 ani după ce se încheie războiul, Sauer, care a fost unul din comandanții etapei 260, maiorul Sauer, era în timpul ocupației germane, a condus comandantura etapei 264 în Târgu Jiu, îi trimite o scrisoare primarului din Târgu Jiu să-l întrebe despre cimitirul de onoare. Deci după 10 ani de la încheierea războiului. Sigur, el avea și interesul, de ce în acel cimitir se vede și astăzi, nu sunt numai militari români, și militari germani și austro-ungari. Da. Da. Vorbeam de acel moment, a fost și o foamete destul de mare în zonă, s-au cultivat, găsim documente prin care aflăm că și grădinițele acelea de la poartă și toate celelalte s-a pus accent să fie valorificate, pentru că efectiv oamenii gorjenii nu aveau ce să mănânce pe să supraviețuiască iernii. Apropo că suntem tot într-o iarnă de asta puțin mai dificilă ca și temperatură, avem în 1916-1917, deci iarna aceea a fost groaznică din punct de vedere meteo, deci a fost foarte frig și s-au suportat consecințe. Există documente care amintesc de condițiile grele de vreme din perioada respectivă. Nu mai vorbesc de ce a fost în Moldova, unde era retrasă claie peste grămadă, armata, administrația, instituțiile. Plus refugiații. Da. Da. A fost vremuri grele. Într-adevăr, a spus de acele grădini care trebuiau muncite, au fost date ordonanțe, nu numai grădina ta trebuia să o muncești. Dacă lângă vecinul tău era refugiat, trebuia să o iei tu să o muncești. Sigur, dacă se putea. Deci sunt documente, am găsit un document în care cineva solicita să îi se dea au fost vremuri grele, s-a introdus cartela, deci raționalizarea pâinii și a cărnii. Și era normal să fie așa, normal în sensul că în vremuri de război știm foarte bine că alimentele, ca și alte lucruri de altfel, erau trimise pe front, la soldați. A trebuit să adopte măsuri și de asta spun că acel primar Constantin Bălănescu s-a remarcat și a făcut tot ce a depins de dânsul ca să-i ajute pe târgujieni. A fost un fel de mediator așa între... Sunt documente care, de exemplu, târgujienii au primit numeroase amenzi. Ce amendă? Mi-aduc aminte că nu și-a dat zăpada din fața porții, nu a dat-o când a nins. Și a primit amendă, că și-a lăsat câinele liber pe stradă. Asemenea amenzi, nu, da, ar fi bine să aplice și astăzi, fie vorba între noi. Latura aceea educativă despre care... Da. Pe de altă parte, deci România a trecut de perioada aceea, sunt documente acolo în care vedem lunile de la finalul ocupației și de fapt momentul întâmplat în Ardeal, deci unirea și retragerea, de fapt, dispariția autorităților germane și austro-ungare, dar de fapt problemele apăreau și au fost foarte dificile la sfârșitul anului 1918 și mai ales în 1919, pentru că s-a pus problema acelor reparații de care vorbeați mai devreme. Pentru că distrugerile au fost mari și au trebuit totul reconstruit, totul pus din mers. Lucru care știm, acum vorbind pe macro, pe țar și ăsta, deci refacerea a durat câțiva ani și economică și pentru a pune lucrurile la punct. Poate cineva care știe mai puțină istorie s-ar gândi, domne, a capitulat Germania, s-a încheiat războiul. S-au încheiat conflictele armate. Acum discutam noi și la început, România reintră în război și apoi urmează campania noastră campania victorioasă din Ungaria. Da, încheiată undeva în august 1919. Numai că, și asta trebuie să o spunem foarte clar, consecințele războiului
Nu s-au, adică s-a încheiat războiul, bătăliile, dar consecințele au urmat. Păi gândiți-vă la cei, am spus la început, la cei orfani. Ei erau susținuți de statul român, sigur plătindu-li se o pensie. Ori au mers până au ajuns la majorat. Femeile acelea, văduve, care și-au pierdut soții, ele au primit la fel pensie. Reforma agrară din 1921, păi majoritatea sau prioritatea au avut mobilizații din, sigur, și din 1913, la prima dată, prima categorie, mobilizații în 1916-1919. Ei, toți, deci sunt multe astfel de lucruri. Dar o să mai discutăm, o să ne întâlnim la o altă emisiune în care o să vorbim și despre celelalte. Apropo de aici, a mai fost o situație cu după război, pentru că cei care au colaborat cu autoritățile germane au avut de suferit, cel puțin la nivel teoretic, o primă perioadă după aceea, și în 1926 cred că există documente prin care se cereau explicații sau să fie sancționați cei care colaboraseră cu ocupantul german. La arhive avem, deși avem puține numere, puține exemplare din românismul, Ștefan Bobancu, reputatul profesor, e o rubrică acolo de generații. De generații, adică cei care au colaborat cu autoritățile germane. În general, primari, ajutori de primar sau... Am găsit și eu ceva pe arhive, le-am și publicat în volumul acesta, în volumul ce urmează o să fie, că astfel de documente apar după ce pleacă ocupantul german. Că ăștia au protejat. I-au protejat. Bineînțeles. Chiar mă aduc aminte, nu mai știu, erau la Runcu, ba da, era la Runcu, erau acuzați de colaborare. Era un primar, Lustig îl chema, nu mai știu, la Săcelu, dacă nu mai știu, la Săcelu, el știa limba germană, probabil după nume o fi, știa limba germană și se înțelegea cu nemții foarte bine, numai că îi păcălea pe români. De exemplu, s-a confiscat boii de jug, de muncă. S-a plătit o sumă de bani, numai că ăsta le cerea mai mult. La fel cu țuica, cu cazanele care s-au luat și chestii de genul acesta. Deci arătam cumva, deci nu ne, că suntem și români cu ghilimele de rigoare, adică anumite astfel de oameni de degenerați, cum bine a surprins articolul respectiv, găsim în orice regim, oportuniști, găsim în orice regim, fără doar și poate. Noi știm asta cel mai bine. Suntem, să zicem, pe final de emisiune și trebuie să tragem și niște concluzii, apropo, și din perspectiva educației. Ce s-a întâmplat cu... Deci, practic, lecția de istorie este și trebuie să fie prezentă, mai ales în aceste momente mai speciale, că al centenar nu mai prinde, ca să spunem așa, generația noastră. Da, e posibil, dar... Eu sunt optimist. Da, greu de crezut. Cum la fel nici cei care au făcut posibilă Marea Unire și care s-au trezit după aceea că au suportat consecințele pe unii, regăsim în anii 50 arestați de comuniști, unii chiar au murit în închisoare, deși aveau merite incontestabile în istoria națională. Cei puțini din Transilvania știu că unii s-au împrumutat de bani de la bancă să ajute atunci cu momentul unirii. Sigur, sunt tragedii, sunt... De multe ori mă întreb de ce oare suntem așa de nu știu, de ce nu avem latura asta de să ne respectăm înaintașii și trecutul, de ce credem mereu că putem să o luăm de la început, să facem ceva nou, deși temelia... Nu știu, dacă mergem și în perioada interbelică, unde se spune că poate e cea mai fastă din istoria noastră, și atunci erau divergențe imense, când guvernau unii, când veneau ceilalți, veneau cu propria politică, nu? Prin noi înșine și cu porțile deschise. Nu știu de ce avem... Bine, asta nu și-au explicat, o să nu uităm și sociologii importanți ai României, mă gândesc la Cateau Drăghicescu și alții, dar trebuie spus un lucru, apropo de lecția de istorie acum, faptul că ce s-a întâmplat atunci și în primul război mondial și în perioada de după, faptele care au pregătit Marea Unire, Marea Unire în, așa cum s-a făcut ea, sunt evenimente unice în istorie, dar în care trebuie să învățăm că putem și noi să ne ridicăm la nivelul altor
altora și mai ales că suntem iar în momente speciale ale istoriei naționale, faptul că conducem la acest moment Europa, asta ar însemna să istoria se scrie în fiecare zi și trebuie să învățăm din astea, cum spuneați mai devreme, și ceea ce noi nu prea facem din câte se pare. Da, eu sunt trist din punctul ăsta de vedere. Acum, probabil că și cauzele, dacă le-ar căuta cineva, le-ar găsi. E bine că discutăm, e bine că facem publice aceste gânduri. Sper să fim câți mai mulți care să gândim așa și cu siguranță că lucrurile se vor îndrepta. Cu siguranță. Cum spuneam, suntem la sfârșitul unei emisiuni în care am invocat câteva mărturii despre județul Gorj în primul război mondial. 10 secunde. Da. Vreau să mulțumesc celui care m-a sprijinit să apară acest volum. Este vorba de domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Are un rol și Comisiei Centenară. Și Comisia Centenară, trebuie spus acest lucru. Da. Un sprijin extraordinar. De astfel vreau să mulțumesc familiei, cred că mă și privesc acum, pentru că m-au înțeles. N-am putut să stau mai mult timp cu ei și da, ei au înțeles acest lucru. În afară de a vă transmite felicitări pentru această carte și pentru următoarele care sunt în proiect, să le spunem telespectatorilor că această carte se găsește în librării, se găsește și în biblioteci. E foarte important acest lucru. E o carte de care aveți nevoie, de fapt, orice bibliotecă, chiar și personală, care se respectă, ar trebui să aibă acest volum. Mulțumim, Gabriel Sarcină, pentru prezența la emisiunea noastră, pentru ce ne-a spus. Cu siguranță vă așteptăm atunci când va apare și volumul 2 sau ori de câte ori va fi, să discutăm despre Gorj în perioada respectivă. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru invitație și aveți promisiunea mea că o să ne întâlnim în momentul în care vom. Mulțumesc. Dragi telespectatori, am fost la emisiunea Educația în această seară. Cum spuneam, a fost alături de noi istoricul Gabriel Sarcină. Mulțumim pentru atenție. La revedere!